Salutare, prieteni! Acest vlog este dedicat lui Marian Dinu, un tânăr sportiv, luptător profesionist de 20 de ani, foarte talentat, unde pe data de 24 august la Mamaia va avea primul lui meci internațional împotriva unui chinez, Song Sao, un chinez foarte puternic. Este o super gală la Mamaia pe 24 august, unde vor lupta 10 români cu 10 luptători chinezi, se vor înfrunta România versus China într-o gală Golden Fighter. Os Fighters organizează această gală. Mai sunt și alte meciuri, cred că sunt în jur de 15-16 meciuri. Puteți urmări gala în direct pe Digi Sport 2 sau chiar să veniți acolo la Mamaia să îi susțineți. Salut, mă numesc Marian Dinu, am 20 de ani și sunt luptător profesionist. Pe 24 august lupt împotriva unui luptător de top din China, pe nume Song Sao. Nu prea știu foarte multe detalii despre el, pentru că nu-l putem urmări îndeaproape, dar cu siguranță este un luptător foarte bun, deoarece vine să-și reprezinte țara. Nu avem multe informații despre acest Song Sao, dar cu siguranță chinezii nu vin cu un luptător să-și reprezinte țara de mâna a doua, a treia, vor veni cu un luptător de top. Nu am putut să pregătim o strategie foarte bună contra acestui chinez, dar am pregătit anumite lucruri la antrenament care îmi doresc ca Marian să le aplice acum. La 13 ani urmăream galele de kickbox care apăreau la televizor și îmi doream foarte mult să ajung și eu să lupt la acel nivel. Marian Dinu, un tânăr talentat, are 20 de ani acum. L-am cunoscut pe Marian Dinu, cred că cu vreo 3 ani în urmă. L-am arbitrat la un meci profesionist, avea primul lui meci profesionist, cred că într-o gală. Eu eram arbitru la centru și l-am observat de la intrare. Se citea pe fața lui acea expresie ca și cum este foarte bucuros și fericit că intră în ring. Prima dată nu i-am dat credibilitate acelei imagini care eu citeam pe față, pentru că am zis, sunt mulți luptători care intră așa cu tupeu și nu fac nimic, dar a demonstrat acolo că chiar se descurcă. Tata era mereu sceptic în privință cu ideea mea de a ajunge luptător profesionist și am ajuns să-i demonstrez că în sfârșit lupt într-o gală profesionistă și am un meci internațional. S-a descurcat foarte bine cu un adversar mult mai mare ca el, arăta mult mai fioros, chiar a reușit să-l facă knockout din câte îmi amintesc și am zis, uite, chiar este un copil foarte talentat. După câteva luni, Marian să ajungă la mine la sală și să începem să lucrăm amândoi. S-au schimbat multe lucruri de atunci în tehnica lui Marian, în anumite strategii de luptă. Am avut multe meciuri cu Marian asistându-l la colț. Emoții foarte mari din colț, mult mai mari decât atunci când aș lupta eu. Dar ușor încep să le fac față și încerc să nu-i transmit acele emoții lui Marian. La locația unde trebuie să mă văd cu băieții. Astăzi vom avea un antrenament în aer liber. Văd că mă așteaptă deja. Ce fac băieții? Joacă sport. Pregătiți? Da, mai sunt.
Dacă ai cum bani. Ai face cartă frăziță. Primul meu meci în aer liber și de aceea o parte din pregătire am făcut-o afară, pentru a ne putea obișnui cu aerul de afară. Am muncit foarte mult pentru acest meci, Marian este foarte bine pregătit. Nu trebuie subestimat acest Song Sao, pentru că chinezii sunt foarte inimoși și luptă până la ultima picătură de energie. Nu uitați, vineri pe 24 august vă aștept la Mamaia pentru a susține România și să mă susțineți și pe mine. Vineri 24 august vă așteptăm la Mamaia să susțineți România împotriva Chinei și să-l susțineți pe Marian. Dacă v-a plăcut acest vlog, apăsați pe clopoțel și aștept comentarii cu noi idei despre noi videoclipuri.